O echipă din Universitatea Politehnică Timișoara, Centrul de Cercetare în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe, formată din profesor universitar doctor inginer Romeo Susan Resiga, conferențiar universitar doctor inginer Adrian Stuparu și asistent universitar doctor inginer Tiberiu Ciocan, a participat la testarea experimentală a modelului turbine hidrocinetice. Turbinele hidrocinetice reprezintă o soluție modernă, simplă și robustă de captare a energiei hidraulice a râurilor cu impact minim asupra mediului înconjurător, pentru că nu necesită construirea unui baraj și formarea lacului de acumulare a munte. Hidroagregatele sunt complet imersate și permit menținerea navigației și altor activități economice pe râu. Nu întâmplător, Universitatea Politehnică Timișoara și Hidroelectrica S.A. au decis încă din 2020 dezvoltarea unei infrastructuri strategice de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică ca o recunoaștere a calității cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în acest domeniu, derulată în cadrul Centrului de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe. Proiectul constă în realizarea unui stand experimental pentru investigarea complexă a caracteristicilor energetice și cavitaționale ale turbinelor hidraulice, respectiv a regimurilor tranzitorii rapide și a secvențelor de pornire-oprire în vederea fundamentării deciziilor de retehnologizare a turbinelor existente sau de realizare a noilor turbine, respectiv pentru validarea soluțiilor tehnice în conformitate cu condițiile reale de exploatare a hidroagregatelor.